Avem aici de față o autoare. Amalia. Amalia, Elena Amalia Filip. O autoare tânără, cu 4 cărți, evident. Cât de tânără, pentru că mi-aduc aminte, acum câțiva ani buni, sunt vreo 5 de atunci, aproape 6, când era așa, cam puțin mai înaltă decât măsuța aceasta, și scria ea o cărticică mică, era prin clasa a 4-a, nici ea nu știa dacă era o cărticică sau nu era, pentru că era totul o joacă, se scria un vis de stea, în care își dorea cumva, văzând pe alții pe acolo, pe un panou mare existând în cenacul de Muguri, își dorea să ajungă și ea ca acei scriitori, ca acei poeți. Aici cenacul, bineînțeles. Deci aceia nu erau mai mari decât ea, decât cu câțiva anișori în plus. Important era că își dorea. Și mi-aduc aminte vorbele unui poet și critic literar și conducător de reviste de la Iași, Valeriu Stancu, care i-a publicat primul volum, o cărticică mică, așa mică, mică, și care îi ura atunci să ajungă mare, să dea Dumnezeu să ajungi mare. Și iată, Amalia a ajuns mare la ora aceasta, și e bine că a ajuns mare. Și tot, mi-aduc aminte, tot de acum vreo 4 ani de zile, 5 în urmă, 6, hai, luăm la ordine din 2005, când acolo pe aceea scenă sus, apăream cu Amalia, tot așa de mare, pentru că era prima ei cărticică, și spuneam atunci că fiecare, vorba lui Napoleon, are în ghibernă bastonul de mareșal. Ei, Amalia și-a păstrat bastonul de mareșal și a ajuns să ne încânte cu cea de-a patra carte a ei, o carte frumos scrisă cu sufletul. Ar trebui să fie mândră de asemenea realizări, dar în același timp să știți cum e dorința pentru realizări mai bune.